I used to see you fuck in the shade of the trees, from the lights and the leaves to the bites on your knees. Kill the universe, might get a sight of the breeze. You're not psychic, you're free, I'm the architect. Salut, prieteni! Sunt Nicolas, normal că cine altceva putea să fie. Astăzi vă face un... Dobele, vă rog, n-am dobe. Test. Am mai tras o dublă, dar mergea greu, așa că am oprit chestia aia. Gen, era înfrumusețarea feței. În mod care, da, așa, nu contează, dar este una treabă. Deci, în următoarea întrebare, de ce te-ai apucat de balet? Chiar dacă, nu știu, nu cred că mulți... Nu cred că mulți știți, dar eu sunt la Colegiul Național de Artă Pământul Iași și sunt la secțiunea coreografie, adică balet, dans popular și cum dracu zicea, dans contemporan, așa. Acolo fac balet și eu m-am apucat de balet pentru că, ce să vezi, fac dans sportiv și am nevoie de flexibilitate. Și, da, un număr chiar e mică. Următoare întrebare. Ce super putere ai vrea să ai? Eu? Ce putere aș vrea să am? Super putere aș vrea să am? Păi aș vrea să am multe. De exemplu, super forță, pentru că n-am forță. Nu contează, n-am și eu forță, nu contează. Laser X, invizibilitate, să zbor și chestii de-astea. Cam așa ar fi. Cred că cel mai mult mi-a plăcea să fiu invizibil. Sunt așa să ne punem și noi mai comod. Următoarea întrebare. Așa, aici sunt multe întrebări, așa. Deci, de ce te-ai apucat de YouTube? Păi, m-am apucat de YouTube pentru că mai aveam canale. Adică mai aveam un canal care aveam 60 ceva de abonați. Am cel mai mare succesul meu. Sper să sunt și pe asta chiar mai mult. Sper. Și... da. Câți ani ai? Adică câți ani am? Eu am 12 ani. Trebuie să fac 13. Da. Ai prietenă? Nu am prietenă, sunt singur. Dar nu contează, pentru că e superb să fiu și singur. Chiar dacă am crush. Care e mâncarea ta preferată? Păi, nu aș putea zic că am mâncare preferată. Nu aș putea zic că am mâncare preferată. Îmi plac foarte mult mâncăruri. Dar... nu știu, nu cred că pot alege. Când eram mai mic, îmi place o carte de prăjiți aia. Ziceam că vreau să mânc toată viața mea și nu puteam trăi fără acea mâncare. Dar... acum m-am mai schimbat și am învățat că... nu există doar ca să oferi și pe ok. Ce vrei să te faci când vei crește? Eu că nu vreau să... că nu o să cresc, vreau... păi mai întâi nu știu sigur, pentru că s-ar putea să merg undeva, adică nu știu, adică nu știu sigur momentan, așa că nu vreau nimic. Că nu o să știu sigur 100%, momentan nu știu sigur. Dar cred că principalul visul meu este să fiu dansator și să-mi deschid o sală de dans, un club de dans. Bă, what the fuck, mi-a dispărut mouse-ul. Ce terror. Bă, ce dracu să te blochează? Of, am somnul.
asta e ultima întrebare. Din păcate. Care e scopul meu în viață? Păi, scopul meu în viață e să fac tu ceea ce fac deja. Să fiu puțin cringe. Sunt deja. Rest. Uaaa. Și după cum v-am mai zis, să ne schimbăm pe balans. Tacer. Aoleu, nu se descarcă laptopul. Ce s-a dat? Cum se descarcă și mouse-ul? Nu mai merge. Nu contează. Nu auzi la mie. Nu contează, nu contează. Ce pentru că mi-am dat să mă ocupă de filmă și nu vreau să mă ocupă. Ok. Da. S-ar putea să urmeze un unboxing. Peste vreo săptămână ceva de gen. S-ar putea să fac un unboxing la ceva special pentru noi. Pentru YouTube. Dar s-ar putea, nu știu. Și da. Cred că cam atât a fost și cu voce video. Da. Cu voi a fost eu. Vezi, cu voi a fost Nicolas, mai în repetitoare. Și nu uitați să lăsați în comentarii ce videouri vreau să vedeți și să dați un follow. Stați cu un drag. Bă, habar mă cu un drag. De fapt. Dați un follow la dați un follow la Nicolas Geo1000 aici. Asta e poza mea. Și de la YouTube. Ok. Da, bine, elegant cât de cât. Da, dați un follow acolo, un subscribe aici pe YouTube și like. Pa.